Camera de Comerț și Industrie Dolj, în parteneriat cu Universitatea din Craiova, a organizat în perioada 25-26 noiembrie anul curent evenimentul Oltenia, pol de concepție și fabricație, adresat agenților economici din regiunea de dezvoltare sud-vest Oltenia. În cadrul acestui eveniment au avut loc două expoziții cu produse fabricate de agenții economici din Oltenia, dar și invenții premiate la Bruxelles și Geneva. Organizatorii și-au propus să arate românilor ce produse se fabrică în zona Olteniei și să faciliteze încheierea de parteneriate care să aducă noi servicii pe piață. Evenimentul a fost organizat cu prilejul Săptămânii Europene a IMM-urilor. Eu, sincer, mi-aș dori să schimbăm conceptul în sensul conceput în Oltenia ca întreg lanțul valoric de la proiectare până la punerea în fabricație să fie realizate în atelierele proprii ale fiecărei firme. Îmi doresc să se realizeze parteneriate care în scurt timp să aducă noi produse, noi sisteme, noi servicii pe piață. Cu alte cuvinte, îmi doresc mult creșterea competitivității atât a firmelor cât și a întregii regiuni. În acest context mai avem întâlniri business to business, stau față în față oamenii care doresc să realizeze o anumită afacere și un șir de workshop-uri, dintre care amintesc pe primul și anume cel dedicat surselor de finanțare pentru cei care creează parteneriate. Noi credem că aceasta este calea, avem ce, adică avem o bază materială de excepție și pomeneam mai devreme de infrastructura de cercetare în științe aplicate, avem cu cine, colegii mei sunt dedicați acestei munci, avem studenți foarte bine pregătiți și inventivi și iată, din ce în ce mai mult avem și pentru cine, pentru mediul socioeconomic. În contextul european, privind dezvoltarea prin inovare a firmelor, acest eveniment este salutat de Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare și avem speranța că el va căpăta repetabilitate și va deveni un reper în cadrul evenimentelor care promovează inovarea în regiunea sud-est Oltenia. 38 de producători și-au expus timp de două zile produsele în holul Universității din Craiova. De la fructe și legume până la biciclete electrice fabricate la Craiova, toate s-au găsit în cadrul expoziției fabricat în Oltenia. În comuna Măceșul de Jos se țes covoare oltenești căutate atât în țară cât și în străinătate. Pentru cele 4 angajate ale atelierului, tradiția înseamnă mândrie, dar și un mod de viață prin care își câștigă existența. Suntem de 3 luni de zile pe piață, avem 4 angajate și țesem covoare oltenești în comuna Măceșul de Jos. Numai covoare? Deocamdată numai covoare. Mergem. Doar covoare oltenești, tradiționale, cu motive tradiționale. Se mai caută aceste tipuri? Da, se caută. Se caută foarte mult, avem comenzi, deja producția este asigurată până în primăvară. Avem comenzi foarte multe și din țară și din străinătate. Uleiul presat la rece, dar și cartoful dulce, încearcă să pătrundă pe piața supermarketurilor și reprezintă noutăți pentru România. Suntem producători de ulei de floarea soarelui presat la rece, avem sediul în Craiova și fabrica la Giurgița și avem ulei de floarea soarelui cu condimente și fără condimente, cu 4 tipuri de condimente, cu cimbru, cu oarte iute, cu cimbru și piper și cu cimbru și apă iute. L-avem și la degustat pentru toți cunoscătorii și necunoscătorii care doresc să învețe ce înseamnă un ulei presat la rece. Activitatea noastră recentă, de câțiva ani, este orientată spre cultura cartofului dulce în zona nisipurilor din Oltenia. Într-o colaborare cu Republica Coreeană, am adus de la ei cartoful dulce, îl înmulțim și căutăm să îi elaborăm tehnologia de cultivare pentru țara noastră, pentru zona din sudul Olteniei. La eveniment au fost expuse și invențiile cu care oltenii au participat la târgurile de la Bruxelles și Geneva. Medalia de aur la Târgul Mondial de Inventică de la Bruxelles a fost obținută de Institutul de Proiectări și Criogenie de la Râmnicu Vâlcea.
Invenția numită procedeu de obținere a absorbantului carbonic derivat din cenușă și absorbantul carbonic astfel obținut i-a avut ca autor pe Elena David și Ioan Ștefănescu. Medalia de aur este câștigată de Ixi Râmnicu Vâlcea, Institutul de Proiectări pentru Criogenie de la Râmnicu Vâlcea. Medalia de aur a fost dublată de două premii a două state europene, deci invenția oltenească a fost foarte bine primită, dar sus veți găsi și invenții care au fost premiate la Geneva, invenții multimedaliate în anii precedenți, cu toții. De fapt, ne dorim să se cunoască, să își prezinte unul altuia expertiza pentru a putea transfera aceste invenții și a nu rămâne simple invenții, ci a le vedea în scurt timp pe piață. Un craiovean a venit la expoziție cu o nouă tehnologie pentru modificarea apei, invenție în curs de brevetare. Dan Marcel lucrează de 35 de ani în cercetare și documentare și are mai multe invenții în domeniul tehnologiei ecologice. Apa noi o poluăm și o aruncăm în natură la fel de poluat. Ne-am gândit la această instalație, este în curs de brevetare, urmează să-i apară brevetul în iarna asta și este o instalație care folosește zeolit românesc 100%, care este foarte pur și foarte bun, cliroptilolit de la o exploatație din Oradea. Este foarte complexă și poate fi utilizată în toate domeniile de activitate de către toți producătorii. Noi avem pH-ul diferit și trebuie să consumăm apă diferită. O luăm la bidon de la supermarketuri și ați văzut că ne cam intoxicăm. Chiar sunt cunoscute situații, oameni care au decedat datorită unei bacterii care trăiește în apa plată. După ce ne hrănim ecologic cu pâine făcută cu astfel de apă, e vorba despre preluarea tehnologiei de către o firmă care urmează să producă, să scoată pe piață pâine pentru diabetici care are același gust și păstrează proprietățile și chiar energizează organismul. Și Universitatea din Craiova a participat în anul 2012 la Salonul Internațional de la Cluj, unde a câștigat medalia de excelență și medalia de argint cu trei invenții ce pot fi utile în sistemul medical. Două invenții corelate se referă la fabricarea țesutului osos în variantă artificială pentru reconstrucție osoasă la nivel cranian sau vertebral. Statisticile medicale arată că într-adevăr există multe accidente și înlocuirea cu plăci metalice sau tije metalice este puțin mai incomodă, dar se practică. Și atunci vrem să mergem cu un pas înainte în știință și să realizăm un țesut osos artificial care să se integreze foarte bine în cel natural într-un timp cât mai scurt posibil. Fabricarea unei palete de tenis de masă pentru care lipirea suprafeței de cauciuc pe suportul de lemn, în contextul actual, implică utilizarea unor compuși volatili, organici, care sunt dăunători mediului și sănătății umane. Directivele Uniunii Europene, începând cu 2011, specifică faptul că acești compuși nu mai trebuie să fie utilizați. Din acest motiv, am realizat un material ușor, metalic, care se atașează printr-un procedeu de microinjecție și de vulcanizare, astfel încât se elimină complet atașarea cu compuși organici volatili. Evenimentul a pus la dispoziția IMM-urilor o gamă largă de informații, sfaturi, ajutor și idei în scopul dezvoltării activităților. Ajutoarele de stat sunt la a doua ediție în România. Este bine știut că orice țară membră a Uniunii Europene, pe lângă fondurile europene, beneficiază și poate acorda de ajutoare de stat. Ajutoarele de stat sunt de la bugetul României, însă sunt reglementate într-adevăr de Comisia Europeană. Așa cum la începuturi și Germania beneficia de ajutoare de stat și țările dezvoltate, așa cum țările în curs de dezvoltare, care sunt membre ale Uniunii Europene, pot acorda ajutoare de stat. România se află încă împreună cu Bulgaria printre țările membre cu cele mai mari intensități. Intensitatea maximă acceptată de Uniunea Europeană este de 50%. Sunt să precizez că în prezent România are aproape toată țara, cu excepția Cărții de Vest sau Bucureștiului și Ilfov,
cu intensitate maximă, așadar și regiunea Oltenia, județul Dolj, beneficiază de intensitate 50%. În cadrul evenimentului Oltenia Pol de Concepție și Fabricație a avut loc și o sesiune de prezentare a oportunităților de colaborare și finanțare europeană pentru firmele care inovează și pentru cele care creează parteneriate. A fost lansată o competiție de proiecte în iunie 2015 și vreau să vă spun că Universitatea din Craiova, pentru cei care nu cunosc, are în implementare 4 proiecte. Și doresc să vă încurajez pe cei care doriți să participați într-un astfel de parteneriat, să apelați la directorii de proiecte care sunt acum în derulare, pentru că este posibil ca în implementarea proiectelor să fie cooptate și alte firme care sunt au necesitatea de a obține un rezultat de cercetare pe care să-l aplice în cadrul activităților. În acest tip de proiecte, instituțiile publice de cercetare care sunt aplicanții acționează ca și un organism intermediar, deci pot pune la dispoziția instituțiilor, firmelor interesate, capacitatea de cercetare și să le aloce o anumită sumă din bugetul proiectului pentru activități de cercetare. Aș vrea să vă vorbesc despre o axă prioritară destul de specială în cadrul programului nostru, și anume axa prioritară în promovarea transferului tehnologic, care este o axă care vine în complementaritatea programului operațional Competitivitate, care avea o alocare financiară disponibilă pentru regiunea noastră de aproximativ 25 de milioane de euro. Se vor finanța investiții în concordanță cu Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare și cu documentele de specializare inteligentă în ceea ce privește crearea și dezvoltarea infrastructurilor de inovare și transfer tehnologic, inclusiv parcuri științifice și tehnologice, respectiv construcția, modernizarea și extinderea acestora, achiziționarea de servicii tehnologice specifice, inclusiv consultanță specializată în afaceri și investiții pentru IMM-uri în implementarea unui rezultat al cercetării, inovării în parteneriat cu o infrastructură de transfer tehnologic. Aceste investiții vor putea fi realizate atât în mediul urban, cât și în mediul rural de către entități juridic constituite care gestionează infrastructuri cu rol de transfer tehnologic sau parcuri științifice și tehnologice, precum și de IMM-uri în parteneriat cu aceste structuri. Este un program care se adresează debutanților în afaceri, spune și titlul. Beneficiarii sunt micro-întreprinderile de tip SRLD. Bugetul în anul 2016 a fost de 22,7 milioane de euro. Din păcate, nu s-a cheltuit nici jumătate din acest buget. Alocația financiară era ambursabilă maxim 10.000 de euro pentru beneficiar, maxim 50% din valoarea cheltuielilor. Se dorea un număr minim de beneficiari de 500-501, chiar cât de eligibile fiind costul cu terenul de construit, construcții, spații deja construite, echipamente tehnologice, mobilier, aparatură, biblioteca, mijloace de transport, activele corporale și diverse costuri de operare. Acest program fiind singur program care permite și decontarea costurilor de operare, nu doar cheltuielile investițiilor. Reprezentanții IMM-urilor inovative prezenți la eveniment au putut participa și la un seminar organizat sub egida proiectului european Robust SMES. Prin acest proiect, aceștia au posibilitatea de a face cunoscută internațional activitatea lor. Noi, la Craiova, am reușit să creăm, să ajutăm, să sprijinim mai multe astfel de IMM-uri. Avem rezultate foarte, foarte bune, așa, pentru începutul de activitate. Ce presupune aceasta? Se poate face o prezentare, un profil al IMM-ului. Profilul IMM-ului, cu toate serviciile pe care IMM-ul vrea să le ofere, poate să le ofere, serviciile și produsele, sunt prezentate pe site. De asemenea, dacă IMM-ul are nevoie de ceva, vrea să achiziționeze ceva, poate să spună acolo necesitățile. Și partenerii din rețea, din întreaga Europa, pot să vadă și să contacteze IMM-ul. Dacă IMM-ul
a fost introdus în această rețea de către reprezentanții universității, sigur, noi suntem cei care primim pentru IMM-ul respectiv o cerere de colaborare și o transmitem IMM-ului și punem cele două IMM-uri sau întreprinderi în contact. Evenimentul Oltenia Pol de Concepție și Fabricație este al doilea după Forumul Carierei ce reușește să adune la un loc atât studenții cât și agenții economici din regiunea sud-vest Oltenia.